Salutare toată lumea, eu sunt Vlad și astăzi vom vizita Biserica Evanghelică Cisterciană Cârța. Haideți să o vizităm! Biserica Cisterciană Evanghelică Cârța a reprezentat un rol important în apariția artei gotice în țara Făgărașului, istoric, dar și politic și cultural. Biserica în prezent este o ruină în care mai este doar o capelă care este muzeu și în care aparține de către sașii evangheliști. Regele Emis al Ungariei a construit-o, iar Matei Corvin a dărâmat. Și cam asta este istoria mănăstirii. Și acest turn face parte din ruinele fostei biserici. Dar nu se urcă în acel turn, este într-o stare de degradare și cam astea sunt ruinele. Și aici capela văzută din spate, eu n-am mai intrat în ea, vă las și pe voi să vedeți, să nu vă stric surpriza. Ruinele, mai multe dintre ele și turnul acela de care vă spuneam. Vizitați mănăstirea Cisterciană Cârța. Bun, deci ce mai vroiam să vă zic este că această biserică cisterciană se află în localitatea Cârța, județul Sibiu, și merită vizitată. La ieșirea de pe Transfăgărășan o puteți vedea și să vă cazați în Sibiu sau în Sâmbăta. Eu am fost Vlad și ne auzim. La revedere!